Doamnelor și domnilor, bun găsit! Urmăriți știrile locale Antena 3 Deva. Accident spectaculos la Deva. A fost necesară intervenția descarcerării pentru a-l scoate pe șofer din mașină. Asta după ce nu a dat prioritate și a ieșit în bulevardul Bălcescu fără să se asigure, unde a lovit mașina unui alt șofer care circula regulamentar. Aceasta a ricoșat și a lovit alte autoturisme parcate pe marginea drumului. 2, 3 și... Hai! Accidentul s-a petrecut după ora 10 pe bulevardul Bălcescu. Mai multe echipaje de prim ajutor au intervenit alături de echipa de descarcerare pentru a-l extrage pe șoferul prins în interiorul mașinii. În urmă cu puțin timp, colegii noștri din cadrul detașamentului Deva au fost solicitați să intervină la un accident rutier. Ne-am deplasat de urgență cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una dotată cu modul de descarcerare și un echipaj smurd. Una dintre victime, conducătorul unui dintre autoturisme, a fost încarcerat. Colegii noștri l-au extras în siguranță, este conștient, cooperant. A fost asistat medical la fața locului, iar acum urmează să fie transportat la Spitalul Municipal din Deva. Rudele șoferului rănit au ajuns îngrijorate la fața locului. Bărbatul de 74 de ani a ajuns la spital. Habar n-avem ce problemă. Am înțeles că a intrat cineva în el, nu știu. Am primit prin telefon, ne-a anunțat cineva și habar n-am. A, deci dumneavoastră circulați așa și dânsul ieși de acolo? Punctele vitale normale, stabilizat, așa. Ați speriat? Păi vă dați seama când ne-au sunat cineva de aici. Șoferul care circula pe bulevard spune că mașina i-a ieșit în față de pe aleea din dreapta. Ce s-a întâmplat? A lovit două mașini. Domnul a ieșit de Dacia și ne-am lovit. V-ați speriat? Fiecare se sperie, nu? Sunteți bine? Sigur nu vreți la spital. Un pic mă doare mâna aici, dar nu știu. Mai înainte ați spus că nu vreți. Sigur? Nu mă durea mâna. Acum vă doare? Acum mă doare un pic, dar nu haideți știu. Haideți să mergem atunci. Dar și astea le... Dar dacă vin mai târziu... Cum considerați? Oamenii din zonă spun că s-au alertat după ce au auzit zgomotul făcut de izbirea mașinilor și alarmele echipajelor. Am auzit bubuitură, n-am din casă, da, și salvările, dar în rest n-am auzit nimica. Stați aici, în zonă, s-a auzit tare? S-a auzit, da, că stau în blocul 14 aici, da. Dar n-am știu, am crezut că, măi, cine știe, păi am auzit că, deci înseamnă, mi-am dat seama, zic, că a fost accident. Că am auzit ăsta ce tăia mașina. Nu acordat prioritate aici și o vinde pe Bălcescu și a intrat el, dar n-am văzut. Și a aruncat în alte mașini? În asta de aici, dar nu m-au frecat un pic. Din primele cercetări, polițiștii spun că vinovat de producerea accidentului este cel care nu s-a asigurat la intrarea pe bulevard. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului, din primele cercetări au stabilit faptul că evenimentul rutier s-a produs pe fondul unei neacordări a priorității de trecere, respectiv un autoturist care a pădrus de pe un drum secundar în bulevardul Nicolae Bălcescu. În urma impactului dintre cele două autoturisme, unul dintre conducători auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În acest caz, polițiștii și întocmind un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauza a fost deschis dosar de cercetare penală.